Dacia Spring Extreme, sau cum îi spune toată lumea, Springul cu motor de 65 de cai putere. E bine, cam asta e tot. Rămâneți pe Blog Auto, ăsta a fost review, asta e tot ce trebuie să știți. Dați-ne și nouă un like, ne ajută foarte mult și ne vedem la următorul review. Nu-i chiar așa, mai sunt câteva detalii importante. Ai pus ochii pe ea, o vrei? Ai dat totul să o prezinți familiei, să o conduci pe Transfăgărășani, pe coasta de Amalfi, în Albii, în Austria, pe Riviera Croată. Dar chiar ai dat totul? Adică chiar totul? Nu, mai bine cauți o ofertă bună de finanțare și îți rămân bani și pentru alte destinații? Verifică ofertele partenerilor autovit.ro pentru credite de nevoi personale sau credite auto pentru viitoarea ta mașină nouă sau rulată. Până să ajungem la motorizare, hai să vorbim despre o modificare pe care am resimțit-o imediat cum am început să conduc această mașină, și anume... Am trecut intenționat peste un capac de canal acum, și anume suspensia. Suspensia care acum a fost înlocuită. Springul acesta Extreme nu e decât un nivel de echipare, nu este un facelift, nu este un model nou, ci este un nivel de echipare. În continuare îți poți cumpăra și Springul Essential cu motorul vechi de 45 de cai putere. Dar oricare Spring ți l-ai cumpăra, vei primi această nouă suspensie. Această nouă suspensie, care ce face mai bine, este că acum toate șocurile mici sunt mult mai bine amortizate. Mi-aduc aminte când am condus vechiul Spring și, într-adevăr, ne gândeam cu toții, bun, este o mașină ieftină, îi iertăm câteva lucruri și îi iertam și faptul că suspensia, chiar și la șocuri din acestea mai mici, avea, să zic așa, transmitea vibrații în habitaclu. Doar că, în cazul de față, acum că cei de la Dacia au schimbat furnizorul de amortizoare, suspensia este mult mai înțelegătoare cu, să zicem, crăpăturile din asfalt, cu gropile de 5 cm, cam așa, 3-5 cm, cu diferențele de nivel la gropile de canal, la găurile de canal. Acum am trecut pe lângă una care credeam că o să zdruncine mașina și n-a zdruncinat-o. Ia, asta. Asta a fost o groapă cu nivel de, nu știu, 5 cm, cam așa. Și ok, s-a auzit sonor, pentru că mașina nu e foarte bine insonorizată, dar ca vibrații nu s-a întâmplat absolut nimic, fapt care n-ar fi valabil în Springul anterior, ca să zic așa, cel care n-avea suspensia updated. Și atenție, acest upgrade la suspensie nu s-a făcut pentru că era nevoie, pentru că noul motor e doar cu 5 kg mai greu, adică putea foarte bine să rămână vechea suspensie. Nu, acest upgrade a fost făcut doar pentru că Dacia a auzit că s-au plâns clienții de șocurile resimțite în habitaclu, chiar și la, după cum spuneam, de nivelările mai mici, și a spus, ok, putem să facem să reglăm această problemă fără să ne coste prea mult și fără, mai important, și fără să coste prea mult pe cumpărător. Acestea fiind zise, Springul nu poate să înșele legile fizicii. Este o mașină scurtă, asta înseamnă că atunci când vei avea, de exemplu, un șoc un pic mai brusc în fața ta, îl vei resimți foarte repede cu puntea spate, și cu puntea față și apoi cu puntea spate. Asta înseamnă că, practic, va fi o chestie, acum voi exagera mișcarea, dar va fi așa: urci șocul, îl cobori cu puntea față, după care îl urci cu puntea spate, îl cobori cu puntea spate. Deci cumva ești zgâlțit de două ori și asta, într-adevăr, nu s-a rezolvat și nu cred că se va rezolva prea curând pe această mașină, care, din nou, nu are o suspensie ultra mega performantă, dar astea, acum, să zicem, cazurile acestea sunt mult mai izolate decât cazurile pentru care ei au schimbat suspensia, și anume, după cum vă spuneam, șocurile mai mici, care sunt foarte bine acum absorbite. Cel mai bun exemplu vis-a-vis de suspensie pe care pot să vi-l dau este că atunci când am condus prima oară Springul, țin minte că l-am avut la test pe weekend și am mers pe o porțiune cu piatră cubică și nu era cel mai bine. Nu era bine deloc. În schimb, am mers și cu această mașină pe o porțiune cu piatră cubică mult mai bine. Mult mai bine preluate șocurile. Deși suspensia a fost schimbată, nu sportivitatea contează aici, nu ea primează, astfel că să nu vă gândiți că acum că Springul a primit suspensie nouă, gata, poți să iei viraje cu 200 la oră. Nu, în primul rând mașina nu atinge 200 la oră și, în al doilea rând, nu poți să faci asta pentru că, în continuare, este o suspensie gândită pentru confort, pentru oraș, pentru că în oraș este utilizat Springul în proporție de 90%. Dacă tot vorbim de sportivitate, să aducem în discuție noul propulsor, care acum are 65 de cai putere și 113 Newton metru cuplu, față de 45 cai putere și 125 Newton metru cuplu. Stai puțin, are mai puțin cuplu?
Motorul a primit un rotor nou și un stator redimensionat. Acestea ar fi modificările aduse efectiv propulsorului. Astfel că, în urma acestor schimbări, turațiile au crescut de la 8500 la 14700 de turații pe minut, de rotații pe minut. Spun turațiile pentru că deși este un motor electric, tot există acolo niște componente care se învârt, evident, forța, adică această mișcare de învârtire, în cazul de față, o măsurăm în rotații pe minut. Deci, vă spuneam, de la 8500 la 14700 au crescut rotațiile. Asta este o diferență imensă, este o diferență imensă, imensă și veți vedea că asta se traduce în câștigul de 20 de cai putere, dar nu doar atât. Reductorul, de exemplu, care ține loc de cutie de viteze, și el a fost schimbat. I-a fost schimbat numărul de dințișori, ca să zic așa, și s-a schimbat și raportul de demultiplicare. Asta înseamnă că mașina acum este mult mai bună pe accelerație. Folosește cei 20 de cai putere în plus, chiar dacă are un pic de cuplu în minus, dar folosește puterea mai mare a motorului pentru o accelerație mai bună. De exemplu, springul vechi avea un 0,50 de 5,8 secunde. Acest spring 0,50 3,9 secunde. Spun 0,50 pentru că în oraș de asta ai nevoie de un 0,50. Dar și timpul de 0,100 s-a schimbat în bine. Pentru că timpul de 0,100 pentru springul vechi de 45 de cai era de 19,1 secunde. E, știți în cât timp atinge mașina aceasta 100? 13,7. O îmbunătățire imensă, deși sunt doar 20 de cai în plus. Dar atenție, 20 de cai în plus pe o mașină care are 970 de kilograme, ceva de genul ăsta. Știu că cifrele nu par atât de impresionante, dar hai să vă impresionez puțin cu autonomia acestei mașini. Dacia spune 220 de kilometri. Eu conduc mașina aceasta de 2 zile și am făcut, avem aici în bord un bețișor prin care putem să verificăm trip computerul. Din nou, e o mașină mai de buget, nu mă deranjează prea mult chestia asta. Am făcut 97,8 km. Să spunem că am mers 100 de km cu mașina asta, da? 100 de km am făcut cu mașina aceasta și consumul meu mediu este de 10,6 kWh la 100 de km. Eu am făcut o estimare după acest consum și am calculat la 10,5 kWh. Acum consumul a crescut puțin pentru că am pornit și AC-ul, suntem două persoane în mașină și am și stat puțin pe loc și a mai crescut puțin consumul, dar la consum de 10,5 kWh la 100 de kilometri, dacă faci o regulă de 3 simplă, având în vedere bateria neschimbată de 26,8 kWh, asta înseamnă că mașina aceasta ar avea o autonomie de 250 de kilometri. Cel puțin în mâinile mele, cum am condus eu. Ok, să spunem că poate tu mergi mai, ataci mai mult linia dreaptă decât mine în spring. Să zicem că mergi cu AC-ul în mod constant. Eu nu l-am folosit în mod constant. De exemplu, aseară cât am condus și nu mai știu, era târziu, am mers să facem niște poze, n-am mers cu AC-ul pornit pentru că nu era nevoie, era răcoare afară, era plăcut să stai cu geamul deschis. Dar dacă, să spunem, folosești mai des AC-ul decât mine, ok, nu 250 de kilometri, dar cu siguranță vei obține cei 220 pe care îi titrează producătorul. Ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Ce se întâmplă cu această autonomie iarna? Ei bine, ar trebui să conducem un Spring iarna ca să vedem lucrul acesta. Și, de fapt, dacă există printre voi posesori de Spring, chiar sunt curios să-mi spuneți ce se întâmplă cu Springul iarna, cam câtă autonomie pierde. Să putem să estimăm cam cât ar pierde și acest Spring Extreme, ca orice altă mașină electrică de altfel. Ce se întâmplă când vrei să încarci mașina asta? Am mai multe variante. Pe AC la 7,4 kW, la această putere poți să încarci mașina în circa 5 ore. Poți să încarci și de la priză normală de 220, se încarcă în circa 13 ore. Tot mi se pare o variantă bună, pentru că dacă o lași peste noapte, să spunem că ai un garaj sau, nu știu, o parcare subterană în care poți să o lași la încărcat peste noapte, nu trebuie să instalezi neapărat un wallbox sau mai știu eu ce, poți efectiv să o bagi în priză la 220 și a doua zi dimineață, în 13 ore, mașina ta s-a încărcat de la 0%. Oricum nu o vei lăsa cu 0 niciodată, deci tot mi se pare ok și această variantă. Dacă ai nevoie neapărat de încărcare, mașina aceasta are și încărcare DC pe 30 de kW și încărcarea aceasta fast charge e cu CCS. Și la acest tip de încărcare, într-o oră, încarci mașina.
Deci dacă te prinde nevoia de încărcat rapid pe undeva și nu mai ai baterie, poți să o rezolvi așa la acest, cu acest fast charge DC de 30 de kW. Dar acasă, sincer, nici nu cred că merită să iei un wallbox. Pur și simplu pui la 220 și las-o acolo să se încarce încet, încet, să-și facă treaba. Dar o mașină trebuie să reprezinte ceva un pic mai mult decât utilitate, nu e așa? Trebuie să-ți și placă într-un fel sau altul, nu doar să fie o unealtă. Pentru că în ultima vreme mi se pare că mașinile încep să devină mai mult unelte, mai mult device-uri, mai mult niște lucruri de care ne folosim. Dar ar trebui să fie mai mult decât atât. Springul are deja o bază de fani foarte bine pus la punct, foarte bine pusă la punct. Fanii Spring nu cred că vei putea, cum să zic eu, convinge că Springul nu este o mașină bună și sunt de acord cu ei, pentru că atunci când utilizezi Springul pentru ceea ce a fost el intenționat să fie folosit, atunci Springul este o mașină excelentă, pentru că cu foarte puțini bani, cu habar n-am cât costă curentul la tine acasă, dar să spunem că, nu știu, cu aproximativ 20 de lei pe 100 de kilometri, hai să zicem 30 de lei pe 100 de kilometri, tu te deplasezi cu o mașină, cât vrei tu, prin oraș sau prin afara lui, cu AC, cu 4 locuri, ok, în spate, în continuare, cel mai bine ar fi să stea acolo 2 copii, în cap 4 adulți în mașina asta, în cap, sunt înghesuiți? Sunt, cel puțin cei de pe bancheta spate, dar mașina aceasta are și un pic de port bagaj, adică trebuie să înțelegem că din punct de vedere al volumelor e mult mai practică decât, să zicem, nu știu, un Volkswagen e-Up sau o Skoda City Go sau, nu știu, deja mașini care sunt cu 5-7 mii de euro mai scumpe oricum, totul e vorba de preț vis-a-vis de ce primești. Dar spuneam că trebuie să-ți și placă cumva mașina. Și mi se pare că așa, cum arată acum Springul acesta, arată foarte bine. Adică mi s-a întâmplat să mă oprească oamenii, să mă întrebe de ea cum arată, care-i treaba, ce autonomie, și să spună că e frumoasă. Are aceste inserturi bronz, mai ales în culoarea aceasta verde, așa. Arată foarte, foarte bine. Și cred că și acest lucru contează, pentru că nu e doar, din nou, o unealtă. Acestea fiind zise, în continuare nu înțeleg rostul acelor bare de pe plafon, pentru că nu am găsit în catalogul de accesorii Dacia la ora aceasta, pe 1 iulie 2023, nu am găsit un accesoriu, un top box sau orice altceva pe care să-l poți prinde de acele bare, deci tind să cred că sunt, au scop pur cosmetic. Probabil că fără ele mașina ar arăta prea cheală sau nu știu, habar n-am. În același timp, puteam să ne lipsim de ele. Din nou, au fost puse doar de design, doar ca să arate interesant. Și la interior există atenție pentru detaliu, pentru că acum covorașele au modelul acesta topografic, precum hărțile de geografie, ca și cum avea niște hărți la picioare, așa. Pentru că Dacia încearcă să-și, cum să zic eu, cultive acest mod de a fi privit ca și cum este o mașină de aventură, de ieșit, de făcut, nu de stat neapărat în oraș. Poate că Springul nu este neapărat mașina de ieșit și de făcut, având în vedere că în continuare nu este o mașină foarte bine insonorizată, deci nu s-a întâmplat nimic în plus la insonorizare. Asta înseamnă că atunci când ești la drum întins și trece vreun tir pe lângă tine, o să te zgâlție puțin. Nu este neapărat mașina de aventură, dar cu siguranță pentru aventura urbană, în care, din nou, din păcate, 90% din timp aici ne petrecem tot ceea ce avem de făcut. Pentru aventura urbană, da, Springul este ok. Ce vedeți aici este un accesoriu oficial Dacia. Este un fel de separator, așa. Aici e un suport pentru pahar, aici un suport pentru telefon, stă foarte bine telefonul aici și este și cauciucat ca să nu se zgârie ecranul telefonului. Atenție la detalii. Și aici un suport pentru tot felul de mărunțișuri. Chestia asta se potrivește la fix în spațiul de pe consola centrală. Deci au gândit cumva niște accesorii specifice pentru această mașină, semn că le pasă, semn că s-au prins că mașina aceasta a avut vânzări foarte mari, a strâns o bază de fani și clar este un succes. Așa, încă o chestie tare vis-a-vis de încărcare, există o aplicație, aplicația oficială a celor de la Dacia, unde tu îți conectezi mașina acolo, îi vezi starea, poți să interacționezi cu ea, să vezi câtă autonomie mai ai și așa mai departe, dar în același timp din acea aplicație tu poți să și pornești precondiționarea mașinii înainte să pleci la drum. De exemplu, să zicem că e ca acum, sunt 30 de grade afară, de asta avem AC-ul pornit și ai mașina la încărcat undeva unde s-a încălzit, în mașina ar fi foarte cald. Și atunci tu spui mașinii, eu plec la, în jumătate de oră plec de acasă. Când mă urc în mașină, vreau ca temperatura să fie
25 de grade, 22 de grade în habitacul, da? Mașina o să pornească aerul condiționat. Și atenție, tu faci asta nu lângă mașină sau din mașină, ci faci asta din casă, de pe telefon, da? Îi spui mașinii și mașina va utiliza energia aceea pe care de obicei ar stoca-o în baterie și pentru a porni AC-ul, pentru a-ți precondiționa habitacul, ca atunci când te urci să fie frumos răcoare în mașină sau cald în funcție de anotimp. Dar important este că nu vei consuma energie electrică pe care de altfel o poți folosi pentru autonomie, nu o vei consuma pentru a schimba temperatura habitacului. Asta e foarte tare. Ca dotări pe Spring Extreme avem aceste oglinzi electrice, ok, nu rabatabile, ci reglabile electric. Avem 4 geamuri electrice, ok, deja avem camere pentru marșarier, avem senzori pe spate, avem Bluetooth, avem Android Auto și Apple CarPlay, AC-ul care funcționează de ceva vreme, după cum vă spuneam. Mașina aceasta nu prea lasă multe în plus de dorit, mai ales când te gândești care este scopul ei. Prețul e de 22.450 de euro. Să nu uităm că acesta este prețul complet al acestei mașini, da? Bun, că foarte multă lume utilizează tichete Rabla pentru a-și cumpăra mașina aceasta cu minus 10.000 de euro, într-adevăr, acesta mi se pare că este cel mai bun mod de a-ți cumpăra această mașină cu tichet Rabla, minus 10.000 de euro, poate nu doar 10.000, poate mai și negociezi un pic în showroom. Să zicem că de la 22.400, să zicem că e mașina asta cu 11.000, cam așa, hai să zicem 11.500, pentru câte poate să facă, nu știu, eu zic așa, pentru mine mașina aceasta își justifică prețul și nu doar prețul, își justifică utilitatea, pentru că eu sunt utilizator de scuter și motocicletă în oraș. Eu prefer să conduc ceva mai compact cu care mă pot strecura cu mai mare ușurință, ceva pe care să-l pot parca fără bătaie de cap. Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui, dacă vrei Spring sau nu, să zicem că ai toate condițiile pentru a-ți lua Spring, da? Ai ceva, ai garaj, ai un soncar, ai tot ce trebuie. Dar întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este următoarea. Ce valorează mai mult? Confortul tău sau timpul tău? Pentru că dacă valorează mai mult confortul tău și până acum ai condus de la, nu știu ce să zic, Mercedes E-Class în sus, atunci da, Springul nu este pentru tine în niciun caz. Dar dacă pentru tine contează mai mult timpul, atunci mașina aceasta cred că este un pic mai eficientă. Din nou, dimensiunile ei, deși uneori mulți oameni pe internet râd de ele, și da, mai ales când o privești din spate, cu spatele acela un pic ridicat și vezi anvelopele atât de înguste, zici, Doamne, ce este mașina aceasta? Dar ea este gândită așa și făcută așa pentru a pune pe primul plan exact ce vă spuneam. Clienții pentru care timpul este mai important. Și mașina aceasta poate să facă acest lucru având în vedere dimensiunile, având în vedere puterea de încărcare, având în vedere prețul raportat la ceea ce oferă. Spuneți-mi și voi, dacă sunteți posesori de Spring, cum a fost experiența voastră? Știu că de multe ori sunt unele site-uri care postează a avut Spring și acum l-a vândut și a trecut la 2.0 TDI pentru că spune că este o prostie. Asta mi se par niște, în fine, glumițe de pe internet așa, pentru că oamenii care chiar își cumpără Spring și chiar vor să utilizeze mașina asta și înțeleg cum trebuie utilizată, ei se bucură foarte mult de ea și sunt în proporție de 95-99%. Că sunt 2-3 care apar pe internet că nu mai vreau în viața mea așa mașină, ok, bine. Aceiași 2-3 vă garantez, dacă ar avea S-Class ar spune, mamă, nu mai, ce, prea multe ecrane, nu, o prostie de mașină. Suntem veșnic nemulțumiți. Dar pentru ce se întâmplă acum, pentru faptul că am AC-ul pornit, pentru faptul că am consum de 10,6 kWh, pentru faptul că stau în trafic fără să hurie un motor, pentru asta mie mi se pare o mașină potrivită și vă rog să-mi spuneți și voi, cei care aveți Spring, care a fost experiența voastră cu Springul. Și dacă sunt printre voi cei care și-ar dori un Spring, dar încă nu sunt hotărâți, puneți-ne întrebări acolo și vedem ce se poate face ca să vă lămurim. Asta a fost review-ul nostru pentru Dacia Spring Extreme cu motorul sincron de 65 de cai putere. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!